Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie numele Domnului. Pentru astăzi, lecția a cincea din tematica Hristos și spășirea, învierea lui Iisus Hristos. Lucrarea aceasta deosebită este alături de moartea sa, partea fundamentală în realizarea mântuirii, moartea și învierea. Dacă moartea a fost actul ispășitor, învierea este dovada primirii ispășirii, este dovada gloriei în lucrarea lui Dumnezeu. Iată ce spune Apostolul Pavel, scriind Romanilor în capitolul 4, versetele 23 la 25. Dar nu numai pentru el este scris că i-a fost socotită ca neprihănire. E vorba de Avram și de neprihănirea care se capătă prin credință. Ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Dovada răscumpărării noastre. Învierea a fost profețită în Vechiul Testament, iar în Noul Testament, în Evanghelii, ea a fost afirmată de Domnul, iar după aceea a constituit temeiul propovăduirii apostolice. Predicile care ne-au rămas în Noul Testament, în mod special în Cartea Faptele Apostolilor, au ca temă centrală învierea. În Noul Testament există peste 100 de referințe la învierea Mântuitorului. Să cităm doar 2-3 versete, Fapte 2:32, un cuvânt al Apostolului Petru din ziua Rusalilor. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi suntem martori ai Lui, cu toții. Apostolul Pavel și el la rândul lui, după ce Domnul s-a descoperit pe drumul Damascului, propovăduia la fel. Să citim din Fapte 17, versetul 31. Idee care i-a provocat pe cei de la Atena și ei n-au mai putut să meargă mai departe și să asculte. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Nici o religie nu mai are un asemenea argument. Învierea întemeitorului ei. Însă Domnul nostru, așa cum s-a prezentat el în cartea Apocalipsei la Ioan Botezătorul, este viu în vecii vecilor, slăvit să fie numele Lui. Haideți să privim la necesitatea învierii. Aruncând mai întâi o privire reflexivă în urmă asupra morții, Apostolul Pavel scria în 1 Corinteni 15 despre felul în care a pus bazele bisericii, propovăduind Evanghelia în Corint. Citesc versetul 3. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A murit pentru păcatele noastre este dovada istorică și aspectul doctrinar după Scripturi, conform planului lui Dumnezeu. Moartea a fost esențială, indispensabilă pentru mântuire. Nu se putea altfel. Iar moartea a fost urmată de înviere, tot pentru că nu se putea altfel. Iată ce scrie același Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 14. Căci dragostea lui Hristos ne strânge și toate comunitățile religioase și Biserica Universală în întregime este rezultatul acestei lucrări, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți, deci, au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Deci, nu numai că i-a salvat, dar i-a și unit. Le-a dat un țel comun. De asemenea, moartea, urmată de înviere, a adus biruința asupra forțelor întunericului. Noi nu ne dăm seama uneori întreaga realitate a domniilor, stăpânirilor, a forțelor întunericului care există în văzduh, a îngerilor căzuți. Totuși,
Le simțim puterea atunci când avem ispite, când ne dăm seama de realitatea tristă în care diavolul, ca un stăpânitor, a adus lumea aceasta. Iată ce scrie tot Pavel în Coloseni 2, versetul 15, despre victoria asupra diavolului și a întregii lui oștiri. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. I-a dezarmat. Ei nu mai constituie o forță reală. Soarta lor este pecetluită. Spunea Mântuitorul înaintea acestor evenimente, acum are loc judecata stăpânitorului și va fi dat afară. Și de asemenea, moartea urmată de înviere a adus glorificarea lui Iisus Hristos ca miel. În cartea Apocalipsei de 24 de ori apare nominalizarea sau imaginea mielului. Această nouă titulatură care a primit-o, pe lângă toată slava care a avut-o până atunci, de la întemeierea lumii. Să citim doar din capitolul 7, versetul 17. Căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apilor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. În Apocalipsa, panorama finală a planului lui Dumnezeu, Mântuitorul apare în mod special în această imagine de miel, pentru ca toți cei mântuiți și întregul cer restaurat și chiar evenimentele care vor preceda restaurarea, evenimentele scatologice, toate să împoarte amprenta mielului. Prin el vor fi supuse toate în mod definitiv și el va fi acela care va preda Tatălui împărăția pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. De la moarte la înviere au fost 3 zile. Așa cum spunea însuși Mântuitorul, că imaginea profetului Iona va fi împlinită, realizată de însăși lucrarea sa. 3 zile și 3 nopți. Chiar dacă în socotelele oamenilor, după tradiția seculară, nu mai dau 3 zile și 3 nopți, să știți că Scriptura are dreptate. Au fost 3 zile și 3 nopți. Dar dacă socotelele oamenilor se încurcă, ele sunt încurcate nu numai atât, sunt încurcate până în capăt. Că de aceea o sărbătoare într-un an este într-o dată, într-alt an este în altă dată, după un calendar lunar, date care nu coincid cu realitatea și au fost rânduite de diferite sinoade de-a lungul istoriei bisericii. Nu ne prindem, așa cum am spus și data trecută, în asemenea polemici, dar sunt prea multe referințe biblice ca să credem că această perioadă de 3 zile și 3 nopți este constrânsă. Vă dau o altă imagine foarte interesantă. Isaac este o imagine a jertfirii Mântuitorului. Tot 3 zile a fost drumul până pe muntele Moria. La Iona, cele 3 zile au fost urmate de alte 40. La Mântuitorul tot așa. 3 zile de la moarte la înviere și 40 până la înălțare. Există, rămânând în domeniul acesta polemizat, diferite interpretări referitoare la activitatea sau inactivitatea Mântuitorului în cele 3 zile. Și este foarte ușor să ne scăpăm, să acceptăm o idee pe care am preluat-o din predică sau din învățătura cuiva sau chiar dintr-o anumită carte, fără să o citim așa curat cum este prezentată în Biblie. În 1 Petru, capitolul 3, versetul 18, la 22, este un pasaj biblic care, interpretat într-un fel, dă un rezultat și altfel, un cu totul alt rezultat. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate. El, cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. Și aici este diferența. Unii cred că în momentul în care a fost omorât în trup, a fost înviat în duh. Dar el era viu în duh. De ce să fie înviat în duh? Iar cealaltă variantă este că a fost omorât în trup, iar după 3 zile a fost înviat în duh.
în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fusese răzvrătită odinioară când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilul lui Noe când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul. Pe de o parte, aici efectiv este un simbol al botezului, comparativ cu corabia într-o perioadă de grație, cum a fost atunci și cum este astăzi, iar pe de altă parte, o altă învățătură care se desprinde de aici este cea din versetul 19, că Mântuitorul s-a dus să anunțe sentința în fața domniilor pe care le-a dezbrăcat și a stăpânirilor pe care le-a deposedat de putere. Termenul din limba greacă a Noului Testament de aici, să propovăduiască, nu este expresia de a aduce vestea bună. Și este o altă expresie care arată un anunț a unei sentințe. De altfel, cei care asociază versetele acestea cu 4 cu 6 de pe aceeași pagină, căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în duh. Ei socotesc că-și Mântuitorul s-a dus în locuința morților și a propovăduit oamenilor din Vechiul Testament sau în mod exprim numai din perioada lui Noe. Scriptura nu lasă nicio posibilitate ca oamenii să audă Evanghelia după moarte și să fie mântuiți după moarte. Lor le-a fost propovăduită Evanghelia, dar până erau în viață, iar cei din Vechiul Testament au fost mântuiți prin credință, potrivit cu rânduielile care le-au avut, jertfa fiind și pentru ei tot Mântuitorul Iisus. De aici vreau să vă rețin cu două aspecte. Mântuitorul pe cruce, și cu aceasta deschideți la Luca 23 cu 46, a spus foarte clar, și ideea aceasta rezidă și din foarte multe cuvinte ale sale din Evanghelia după Ioan, că atunci când aștepta momentul morții, după orele petrecute în agonie pe cruce, iată ce scrie în 46. Iisus a strigat cu glas tare, Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul lui Dumnezeu Tatăl. El a spus clar, Fiul omului se va odihni și-a dat Duhul Tatălui la moarte. Nu s-a dus să facă vreo lucrare. De altfel, nici nu își intrase în exercitarea funcțiunii pe deplin până după înviere. Atunci a fost dovada totală a puterii sale, atunci el a spus, toată puterea mi-a fost dată în univers, atunci s-a dovedit lucrarea lui Dumnezeu în întregime. Și de asemenea, referitor la aspectul care a rămas aparent în suspans, ce s-a întâmplat cu Sfinții Vechiului Testament, căci după varianta aceea pe care din cuvintele spuse rezultă că nu o accept, că nu are puncte suficiente de susținere în Biblie și nu este în concordanță cu întreaga Scriptură, ca oamenii să fie mântuiți după moarte. Unii spun, dar nu au crezut numai aceia care au fost buni în viață, dar bietul bogat nu era în stare să retracteze. Nici pentru aceasta nu există, chiar dacă are o logică oarecare. Sfinții din Vechiul Testament au fost trimiși de Dumnezeu la odihnă, ei au murit în credință. Dacă în momentele lucrării despre care vorbim a avut loc o mutare a lor dintr-o parte de odihnă într-alta, Biblia nu ne dezvăluie suficient de amănunte. De altfel, nici nu cred că este atât de relevant, de important pentru noi să știm dacă au fost mutați dintr-un loc într-altul, când de fapt ei tot în inactivitate rămân. Până la înviere, spune Scriptura în Evrei 11, ei n-au primit nimic înainte de a primi noi. Ei nu s-au dus în fericire, ei sunt în așteptare. Învierea va activa viața lor și viața noastră. Spune Scriptura, când se va arăta El, atunci ne vom arăta și noi. De-abia la răpire cei morți vor întâmpina deodată cu cei vii.
pe Domnul. Aici vreau să citesc două versete, unul din Vechiul Testament, Osea 13 cu 14, unde Dumnezeu s-a angajat astfel. Îi voi răscumpăra din mâna locuinței morților, îi voi izbăvi de la moarte. Moarte, unde ți este ciuma? Și știți când va fi învinsă moartea? Moartea va fi ultimul dușman. Locuința morților, unde este nimicirea? Căința este ascunsă de privirile mele. Și un altul din Noul Testament, Efeseni, capitolul 4, versetele 8 la 10. De aceea este scris, s-a suit sus, e vorba de Mântuitorul, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Și acest s-a suit ce însemnează? Decât că înainte se pogorâse în părțile mai de jos ale pământului. Cel ce s-a pogorât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. Pornind de la acest pasaj, există o interpretare inspirată din evenimentele antice. Regii, când câștigau un război, dacă erau captivi din neamul lor, îi luau și veneau cu ei biruitori în capitală. De aici s-a inspirat ideea că Mântuitorul, intrând în locuința morților, i-a eliberat pe sfinții Vechiului Testament și a intrat triumfător cu ei, potrivit cu ceea ce scrie în Psalmul 24. Repet, aici nu mă pronunț. Dacă a fost sau nu o mutare cu ocazia morții și învierii Mântuitorului a sfinților, odată ce lucrarea aceasta a fost efectuată. Dar, în ce am spus în prima parte, cu siguranță, Evanghelia n-a mai fost propovăduită oamenilor odată morți ca ei să fie salvați. Mântuirea este șansă unică pentru viața aceasta. Continuăm să răspundem la întrebarea de ce a înviat Iisus Hristos. Mântuitorul a făcut foarte mult uz de ceea ce spuneau Scripturile Vechiului Testament. Și el însuși a afirmat deseori că el trebuie să moară și, ca urmare, trebuie să învieze. Așa era planul lui Dumnezeu. Cele trei zile nu le-am fixat noi, le-a fixat Dumnezeu după gândirea lui. Să citim din Evrei 11, unde apare imaginea lui Avram cu Isaac, simbolizând pe Dumnezeu Tatăl și pe Fiul Său în imaginea răstignirii. Versetele 17 la 19. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El care primise făgăduințele cu bucurie a adus jertfă pe singurul lui fiu. El căruia se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Că se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și drept vorbind, ca înviat din morți, l-a primit înapoi. Avram a crezut în învierea morților. El trăia ceea ce Dumnezeu în mintea și inima lui, noi spunem așa ca să înțelegem mai ușor, concepuse și desfășura în planul premergătoare, având în vedere planul concret în Mântuitorul. Apoi să citim din Cartea Psalmelor profeții despre înviere. Psalmul 2, versetul 7. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și expresia aceasta o reia apostolul Pavel în Fapte, capitolul 13, versetul 33, și afirmă că se referă la învierea Domnului. Să citim acest cuvânt din predica lui Pavel din Antiohia. Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii Lui, înviind pe Iisus, după cum este scris în psalmul al doilea, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. David, inspirat de Duhul, în psalmul 16, arată că fiul nu va rămâne în mormânt, ci va învia. Versetul 8 la 10. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște.
Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca preaiubitul tău să vadă putrezirea. Aici doar scrie că va învia și învierea va fi la un timp scurt. Nu va ajunge să putrezească. Alte profeții, cum am spus deja, arătau timpul celor 3 zile pe care Dumnezeu le hotărâse pentru acest interval. Și din Evanghelie citim din cuvintele Mântuitorului din Ioan 2, versetele 18 la 22, felul în care, în mod tainic, El a vorbit despre moartea și învierea sa și chiar despre efectele care le va aduce această lucrare. Iudeii au luat cuvântul și i-au zis: prin ce semne arăți că ai putere să faci aceste lucruri? Drept răspuns, Iisus le-a zis: stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Iudeii au zis: au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile? Dar el vorbea despre templul trupului său. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorba aceasta și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Mântuitorul a înviat pentru că învierea era un act al dumnezeirii în dreptate, fiindcă neprihănirea a învins moartea. N-a fost un act arbitrar. Dumnezeu a înviat că a vrut. Sfințenia, dreptatea lui Dumnezeu au fost mulțumite și El nu putea să rămână în moarte, că El era viață. El ar fi putut să învieze imediat ce a murit. Dar dacă în înțelepciunea lui Dumnezeu a rânduit 3 zile, așa s-a întâmplat. Putea să fie mai mult sau mai puțin. Ele nu s-au hotărât când a murit Mântuitorul și cum am citit deja la început, de aceea au fost atâtea profeții și simboluri cu privire la perioada aceasta. Iată ce spunea Petru în ziua Rusalilor, în Fapte 2, versetul 24. Și cu acest verset vreau să observăm lucrarea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh în înviere. Fiecare din cei 3 a participat la această lucrare. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că era cu neputință să fie ținut de ea. Ioan, capitolul 10, aici apare învierea stând în puterea Fiului. Versetele 15 la 20. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl, și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Tatăl mă iubește, pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Deci, Mântuitorul la moarte n-a fost ca un om care dormea și el nu se mai putea trezi, doar dacă l-ar fi trezit Tatăl. El, prin puterea sa divină, s-a ridicat din morți, a înviat. Noi toți ceilalți vom fi înviați. El a înviat. Iar în Roman, capitolul 8, versetul 11, apare contribuția Duhului. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Să privim acum în a doua parte la dovezile și rezultatele învierii. Să ne oprim să observăm arătările Mântuitorului, pe care eu nu le voi citi în detalii. Este foarte clar, ne dezvăluie Evanghelistul Ioan în capitolul 20, de la versetul 11 la 18, că mai întâi El s-a arătat Mariei Magdalena. A fost un gest înțelept al Domnului Hristos. Ea a făcut parte din primul grup care s-a dus la mormânt
Și când celelalte s-au retras, ea a rămas plângând. Atunci s-a arătat Domnul prima dată după înviere. Celelalte arătări sunt în mod special în fața apostolilor, fiindcă ei erau cei în mâinile cărora a lăsat Domnul lucrarea. De ei s-au ocupat să instruiască. Dar, spune Scriptura în 1 Corinteni 15, că Mântuitorul s-a arătat și altora, multor frați. Iată cum scrie Pavel, versetul 6. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață. Mă gândesc că parte din acești 500, poate toți, au fost printre miile de credincioși care s-au botezat la Rusale sau în evenimentele care imediat au urmat după aceea. Ei îl văzuseră pe Mântuitorul. Acești 500 n-au fost în cei 120 care au primit Duhul Sfânt, dar cred că au fost în primele serii de convertiți în mod definitiv, botezați în apă și primind apoi Sfântul Duh. Sunt suficiente argumente în favoarea învierii și pentru noi care credem, credința n-are nevoie de vedere. Poate nici nu ne interesează în mod direct. Ele sunt totuși importante în vederea argumentării în fața scepticilor, a necredincioșilor. De-a lungul istoriei, dovada învierii a fost problema de căpătâi a creștinismului. Cineva spunea un singur lucru: dacă s-ar putea infirma în creștinism, totul trebuie anulat. Dacă se poate infirma învierea, totul atârnă de înviere. Mormântul gol și mărturia soldaților este o probă. Iată ce spune Matei 28, versetele 2 la 4 și continuăm de la 11. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Ei n-au avut harul să asiste în mod efectiv la înviere. Ei doar desprinderea pietrii au sesizat-o și cu tremurul. De la versetul 11, cred eu, după ce s-au deșteptat din buimăceala lor, pe când se duceau ele, adică femeile, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Femeile s-au dus la ucenici, soldații la preoți. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani, măcar dacă îi luau și pe cei de la Iuda înapoi, să aibă de unde să dea. Și le-au zis: spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vom scăpa de grijă. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Vestea învierii însă a fost mult mai puternică, căci teoriile cu furtul ucenicilor sunt efectiv plăpânde. Teoriile că învierea a fost o halucinație și ucenicii au văzut ca o nălucă, de asemenea nu rezistă. Pentru că dovada cea mai puternică a învierii a fost transformarea ucenicilor și existența bisericii. Așa cum spunea Gamaliel, dacă lucrarea asta e numai de la oameni, nu merge. Însă biserica va merge și aici cât va fi pământ, și va merge pentru eternitate. Ea va învinge moartea, nu moartea. Satan sau oamenii vor învinge biserica. Să citim în Fapte 5 un moment imediat după înviere care dovedește puterea în credința în înviere a ucenicilor. 5:29-32. Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât, atârnându-l pe lemn. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și L-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Învierea Mântuitorului este importantă din punct de vedere al statutului care L-a avut noua ființă înviat. Hristosul a înviat în glorie, într-un trup spiritual, ceresc, nemuritor.
Felul în care a înviat Mântuitorul este reprezentativ pentru învierea noastră. Cei doi Adami, primul în care ne-am născut, de la el ne-a rămas trupul fizic, care moare după cum a murit și Adam. De la Mântuitorul avem Duhul de viață sfântă și de la cel de-al doilea Adam, învierea. Haideți să citim aceste cuvinte în Luca, mai întâi, capitolul 24, unde el le-a spus ucenicilor despre forma în care el exista după înviere. Știți că el intra prin ușile încuiate. Versetul 39. Uitați-vă la mâinile și picioarele mele. Eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți. Un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Mântuitorul nu s-a prezentat sub forma unui duh. Nu a luat forma unui înger, ci un trup glorificat dintr-un trup înghițit sau care urma să fie înghițit de putrezire. Și ne deplasăm în 1 Corinteni 15, unde Pavel vorbește în mod detailat despre înviere și citim de la versetul 42. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Deci, legile de descompunere își pierd valabilitatea, bătrânețea și toată starea de oboseală care rezultă din acest trup din pământ dispare, este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Așa a înviat Mântuitorul. Și explică, dacă este un trup firesc acum aici, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris, omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. De la Hristos o avem viața în mod diferit față de Adam. De la Adam ne vine prin părinți, de la Mântuitorul prin părinții spirituali, prin Duhul și prin cuvânt, cum bine știți. 47. Omul din tâi este din pământ, pământesc. Omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Căci, deși nu știm exact, fiindcă Biblia nu dă detalii asupra felului și formei care vom avea-o la înviere, ne spune Scriptura și în 1 Ioan capitolul 3, cum este El, așa vom fi și noi și vom avea acces direct la El. Evident, El va avea gloria Lui de Mântuitor și de Fiul Lui Dumnezeu. Dar aceeași natură nemuritoare, plină de slavă, cu posibilitatea de a lua legătura direct cu El, de a trăi în comuniune împreună, de a guverna universul. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezire. Vă rog să observați, carnea și sângele nu se regăsesc în combinația aceasta dincolo. El, atunci când v-am citit din Luca capitolul 24, avea carne și oase. Astea nu înseamnă că exact carne și oase cum aveam noi. Lipsește elementul sânge, fiindcă sângele, sau mai exact în sânge, se regăsește forma de viață pământească. Suflul de existență va fi o altă substanță. În ce formă? Biblia nu ne dă detalii. Știți că atunci când se iau analize, în mod special din trupul uman, substanța de bază din care se iau este sângele. În el se regăsesc toate elementele specifice vieții umane. Dincolo va fi un alt trup cu o altă structură. Mântuitorul deja a intrat de la înviere în acel trup. Noi așteptăm ziua învierii, ziua răscumpărării firii, când nu va mai sta în corsetul acesta de la legea gravitației până la entropie. Va fi despovorată, ușurată. Slava va consta chiar în faptul că moartea va fi înghițită de viață și vom trăi într-o altă natură. Dar pe lângă cealaltă formă de existență, slava mai constă în locul pe care Dumnezeu ne-l va conferi în împărăția sa. Și un ultim subpunct, efectele învierii. După înviere, Domnul Hristos a devenit Domn și judecător în univers. A preluat conducerea în întreg universul, având drept să acționeze pe pământ
în biserică, în lume și în lumea îngerilor, a duhurilor. Iată ce scrie în Efeseni, capitolul 1, citim de la versetul 20. E vorba de lucrarea lui Dumnezeu, de puterea Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, ca și cum și-ar răspândi o armată forțele peste tot și-ar controla întreg teritoriul. Prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. I-a pus totul sub picioare și pe lângă responsabilitatea aceasta universală, Domnul Hristos după înviere are o preocupare specială, biserica Sa. Tot universul este în controlul Său, dar pasiunea Sa suntem noi. Scopul la care El lucrează este lucrarea de împlinire a Scripturilor. Mântuitorul și acum se ocupă ca tot ce este în Scriptură să fie împlinit. Și când tot ce este în cuvânt va fi împlinit, atunci se va putea spune că Hristosul a împlinit tot ce îi revenea Lui. Și mai departe, îl privește pe Tatăl. El a devenit Mântuitor, mare preot milos, cap al bisericii. Citesc versetul 22, partea finală, L-a pus peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. O mică comparație. La mine acasă, tot ce este în casă este al meu, dar trupul meu este superior la tot ce este în casă. Este vorba de mine însumi. La fel, tot ce este în univers, cum spune în Evrei, Fiul este stăpân pe toate, e casa Lui. Dar trupul Lui suntem noi. Acolo, în sens larg, noi suntem casa și universul, dacă vreți, este terenul întreg, grădina toată a lui Dumnezeu. Să citim și din Evrei, capitolul 8, începând cu versetul 1 până la 4. Punctul cel mai însemnat a celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Toate forțele le controlează, de la dreapta, cu toiagul, dar tot de la dreapta, pentru noi, mijlocește și veghează la mântuirea noastră. Ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu darul și jertfe, de aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darul după lege. El este în ceruri, de acolo face lucrarea aceasta. Haideți să ne reamintim întreg peisajul de învățături. Moartea urmată de înviere este suportul mântuirii. Este perioada cea mai esențială din planul desfășurat de Dumnezeu în Hristos Iisus. Toate din Vechiul Testament vizau aceste momente. Și tot ce urmează de acolo, înspre veșnicia viitoare, se leagă de aceste momente. Au fost indispensabile. A fost rezolvată problema umanității și a fost decisă problema spiritelor. Domnul Hristos și-a dobândit un nou titlu pe lângă toate funcțiunile care le avea. Slava de miel junghiat. Între moarte și înviere au fost în mod sigur, așa cum spun atâtea pasaje biblice, 3 zile și 3 nopți. Momente în care Mântuitorul s-a odihnit. Momente după care profețiile, ceea ce El însuși spusese, prin puterea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, s-a derulat învierea. După înviere, s-a arătat, de la Magdalena până la sutele de frați. Și de atunci, noi avem subiect și suport pentru mântuirea noastră și pentru tot ceea ce facem. Am punctat de asemenea și nu-i fără importanță felul în care a înviat Mântuitorul. Schimbarea care s-a produs în momentul învierii. Prin puterea Duhului Dumnezeu, consistența fizico-chimică al trupului Mântuitorului s-a schimbat total. El, nemai depinzând de nici o lege fizică, se spune, n-am suficiente argumente, că după cum îngerii în Vechiul Testament și Mântuitorul în Noul Testament au servit masă în anumite ocazii, cu prietenii, cum zicea Dumnezeu despre Avram, aceasta n-ar fi o necesitate. Totuși, spune Scriptura, că vom sta la masă cu Avram, Isaac și Iacob și toți sfinți. Sub ce formă? Să așteptăm cu bucurie.
Dar ceea ce este denotat după înviere, El a devenit Domn și judecător întregul universul. Dar procesul judecății este foarte vast. De 2000 de ani se extinde. Apostolii credeau la un moment dat, și vom vedea într-una din lecțiile viitoare, că Mântuitorul va reveni. Dar iată că procesul acesta încă nu s-a epuizat. Căci Dumnezeu avea în vedere generațiile care urmau să se nască, să fie prinși în planul de mântuire. Dar din tot universul, preocuparea centrală a Mântuitorului, dacă vreți, și a Tatălui, și a Duhului, că e aici pe pământ, și a îngerilor, suntem noi. Totul e realizat. Jertfa Mântuitorului este adusă, soarta îngerilor căzuți este decisă, ceilalți sunt aleși, doar noi mai constituim o problemă. Desăvârșirea noastră este încă în derulare. De aceea spune Petru, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Când suntem o priveliște pentru universul întreg, în dreptul nostru se focalizează totul. Și nu că atitudinea noastră va schimba istoria cosmosului, dar depinde dacă vom fi prinși noi sau vom rata aceste lucruri. Și închei cu două idei scurte. Mântuitorul, prin înviere, a arătat gloria planului divin. Moartea a venit prin om și tot prin om învierea, tot prin om viața. Să citim în Roman 5. Aici a fost o artă a lui Dumnezeu. Dumnezeu a reluat lucrurile exact de unde s-au întrerupt. Un Adam a ratat și a trimis un alt Adam, care prin trăire să reziste ispitirii diavolului, să-l învingă, procesul invers din grădină să se producă, să fie scos diavolul afară din grădină și să fie dat heruvimul la o parte, care păzea intrarea, să stea Hristos drept ușă de intrare și toți ceilalți după el. Aceasta a fost schița divină. Când i-a spus Dumnezeu, ei vei să știi că sămânța ta va învinge pe dușmanul acesta care acum pe voi vă dă afară indirect din grădină. Scrie aici, în Roman 5, versetul 17, astfel. Dacă deci prin greșeala unuia singur, și cu versetul acesta fac o mică paranteză, să nu spună bărbații că Eva a greșit. Aici spune că unul singur a greșit și acela a fost Adam. Vinovăția este punctată în dreptul lui, el este capul rasei umane. Moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii, vor domni în viață prin acel unul singur, care este Iisus Hristos. Observați simetria? Moartea lui Adam a trecut asupra tuturor. Viața lui Hristos, care ne-a dăruit-o, a trecut asupra tuturor. Toți care ajung aici să trăiască fizic, împărtășesc soarta lui Adam. Toți care primesc viață prin Hristos, prin cuvânt, împărtășesc viața Fiului dacă rămân în El. Fiindcă învierea este garanția învierii noastre. Așa am citit. Duhul celui ce a înviat pe Iisus de cei morți ne va învia și pe noi. Dacă același Duh este în noi. Asta spune Pavel în Tesaloniceni și haideți să citim în acest moment. Capitolul 4 de la versetul 14. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, în mod automat, ca și o lege cauză-efect, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Că El este trup cu noi și n-a înviat numai capul și mâinile și picioarele nu vor învia. Va învia în întregime. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte, frați și surori, odată acest eveniment derulat, se poate muri. Spune Scriptura, ferice de morții care mor în Domn. Doar la apariția mântuirii, spunea Simeon, stăpâne, slobozește-mă, pot muri, că se arată zorii unei zile în care nu se mai moare. Chiar dacă aceste evenimente sunt cunoscute de noi, priviți-le
la adevărata lor valoare și niciodată să nu scadă din valoare moartea și învierea Mântuitorului. Planul măreț și sfânt. Doamne, îți mulțumim pentru toate acestea. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.